discutem, pentru că probabil că dintre ele o parte și puțin ar trebui preluate și în concurs. Și ideea asta, ideea de a crea un lanț multigenerație. Nu credem foarte mult în ideea unor echipe care sunt toți de aceeași vârstă, ci credem într-o echipe care sunt formate din elevi de vârste diferite, poate chiar elevi și studenți, la fel la universul cam așa, studenți predau. Ce vrem noi să facem este ceva pe termen foarte lung. Nu vrem să facem astăzi ceva pentru mâine sau până la vară să terminăm treaba. E treaba pe care ne-am înhămat să facem de ani, zeci de ani dintre noi. Și chestia asta nu e atât de ușor de făcut, are și fișuri, are și coborușuri și în momentul în care descoperim că există și mai mulți de felul ăsta, din specia asta, și ne redescoperim unii pe alții, cred că măcar atât ne ajută pe noi cei care suntem deja, dar noi sperăm numai ca profesorii care sunt linia întâi, de fapt, în relația cu elevii și cu școala și cu părinții, să fie, de fapt, poate veriga care ne-a lipsit nouă până acum, ca să facem ceva și mai măreț și să gândim de mic zic. Colaborativ, foarte important. Vrem echipe, nu vrem individualități. Credem că viitorul în lume este orientat către echipe. Nu cred că mai e vremea genilor individuale. Și, din păcate, la noi, și în spiritul nostru național, dar și în modul în care educația se face încă în majoritatea lucrurilor, se puntează foarte mult rezultatul individual sau se urmărește în special rezultatul individual și foarte puțin rezultatul de echipă. Și aici trebuie să ne concentrăm să vedem cum putem face asta. Acum un an sau doi am fost invitat la o evaluare, suntem în parteneriat și cu ASEU și era momentul de evaluare a ASEU-ului de către Comisia Națională Universitetul, ceva de genul ăsta. Și a fost o masă lungă cam pe toată sala asta, în care au fost membrii comisiei, niciun profesor sau niciun cadru din ASE, și doar reprezentanții companiilor și organizațiilor partenere ale ASE-ului din toate facultățile. A fost îndoieșător faptul că aproape toți au spus aproape că nu ne interesează ce învățați la facultate, că învățăm pe ce ne trebuie. Dar important este să-i crește, să aibă spirit de echipă, implicare, proactivitate. Și acum am întrebat și eu la sfârșit. Oare există un astfel de program în vreuna din facultățile, nu din ASEU, din țară, care să aibă un an sau un mod sistematic? Răspunsul pe care l-am primit de la comisie a fost că, în principiu, în program trebuie să acopere fiecare profesor și acest lucru. Și probabil că poate că ați aflat și dumneavoastră asta, dar nu știu cât de ușor ați putut să o face să se întâmple. Pentru că nu există o modalitate sistematică de a promova colaborarea în momentul ăsta și în societate și vedem ce se întâmplă și în viața viitorii și în televizor, probabil că e și aici. Un alt element important pe care îl considerăm relevant este implicarea părinților în participarea la activități. Poate că pare puțin ciudat, cine face cercetarea, copilul sau părintele? Nu face cercetarea, dar dacă copilul este super entuziasmat de ce a făcut la școală, și se duce acasă și părintele spune, ce faci tu acolo? Nu mă interesează. Cum va primi copilul? Ce suport va primi? Și atunci e important să înțelegem și importanța manevra părinților în program. În cazul de exemplu, a fost o perioadă în care am organizat niște cursuri în care dacă părintele nu participa la curs, plăteam plus, ca fel de amendă de neparticipare. Vorbesc serios. Un milion de procedințe. Și iarăși un lucru foarte important pe care îmi dau seama cât de greu este să-l facem, dar trebuie să-l facem, este personalizarea programului pentru individ și echipă. E foarte greu să faci învățământ de masă când ai 40 de elevi în clasă. De acord. Probabil că și 10 sunt prea mulți pentru așa ceva. Dar trebuie să ne gândim și să începem să punem semințele, să vedem cum am putea să revenim sistemul educațional pe termen lung, prin a oferi ce îi trebuie fiecare copil în parte. Nu spun acum de învățământul la unul, ci spun de un învățământ care să mixeze învățământul.
învățământul colectiv, învățământul individual, tocmai pentru a oferi fiecare ce trebuie și, și ca echipă, și ca individ, și ca entitate mai mare. În istoria Nexus, abia am început, nu știu acum să spui cât timp mai am. Ok, în istoria Nexus a existat un laborator de acasă, lansat în 2001, aici o imagine mai veche pe care am reușit să găsesc. Printre altele, avem un program pe care am dorit să-l lansăm, care se cheamă LIMAN și care este un laborator containerizat. Pentru că foarte multe dintre școlile noastre au o problemă majoră de spațiu, inclusiv liceele de renume din București. Ne-am dus la ele și am spus, sigur, facem orice, dar să nu cere spațiu. Vă dau un exemplu, eu am terminat Dianu și nu a fost implicat în cursul de robotică quasi celebru care se duce la NASA, nu știu când și mai a venit, dar am aflat cam care erau condițiile acolo. Cursul de robotică de la Dianu ăla care i-a venit la NASA se desfășoară în holul liceului, între niște panouri separatoare, că nu au sală. Despre asta vorbim. Da? Și atunci ne mirăm că eu zic să fiu mir, dar avem și interzatele pe care le avem în condițiile astea pe care le avem. Și bineînțeles că am fost și noi implicați în multe ocazii ca co-organizatori naționale în noaptea cercetătorilor, un eveniment care a avut și o latură de copii cercetători care prezentau știința pentru curricular, inclusiv pentru copii. Aș mai vrea să, chiar dacă mă jură lui Izan puțin mai mult, ar vrea să puneți câteva motive de ce facem asta. Cine sunt. Odată, pentru că trebuie să realizăm că realitatea fizică și informațională actuală în care elevii noștri, copiii noștri, tinerii noștri sunt crescuți, este complet diferită de cea de care am crescut noi. În perioada cea mai nasoală a televiziunii române, erau două ore de program din care începea Ceaușescu, continua Ceaușescu, Sătana Ceaușescu. Deci nu avea practic televiziune. Da? În condițiile astea, aveam timp și răbdare să citim cărți, să ne uităm la un spectacol, să vorbim între noi și așa mai departe. Dar în momentul în care televiziunea vine cu 100 plus de canale peste tine, la care oricum tinerii, foarte tineri, nici nu se mai uită că există pe internet unde sunt 1000 plus sau 10.000 plus de programe opțiuni, da? Nici nu mai știi ce să alegi. Da. Mintea vă e bombardată cu atât de multe informații, încât un profesor care dictează o lecție, e îngrozitor de plictisitor, dar cum să stea cu minte? Nu e bine lui. Nu spun acum că sunt de acord să fie neascultători, dar trebuie să găsim modul în care să înțelegem chestia asta și să le oferim un alt atractor, să-i atragem pentru cunoaștere către știință cu ceva, dacă se poate, mai atractiv decât ceea ce e pe Facebook, pe YouTube, dacă se poate. Știu că nu este. Da? Deci cam așa trebuie să gândim ce spectacol facem asta la oră, nu ce oră oferim azi, nu ce cunoaștere facem oferim azi la oră, ci ce spectacol facem azi la ora de fizică, chimie, biologie, matematică, română și așa mai departe. Așa avem o șansă să-i atragem către spectacolul nostru, care într-adevăr e mai important, dar ei o realizează abia tocmai că v-am spus că am un băiat care deja e student și cumva ne dă feedback apropo de cum a simțit anumite momente și anumite situații pentru cea mică. Și acum își dă seama de lucruri pe care n-ar trebui să le facă așa, pentru că n-am făcut asta. Și tocmai pentru că n-am reușit poate să punem aceia tractori care să-l atragă cu toate cea. Și mai mult decât atât, dar nu e doar la nivel logic ce am spus. E la nivel științific demonstrat cu cercetări că funcționează pe scanere neurologice. Sunt copii care au altă structură nervoasă. În creier s-a format altfel logica de conectare între neuroni. Gândesc altfel decât noi. Și probabil asta înseamnă de fapt că va apare poate o specie nouă de Homo technicus, sau cum vreți să-i spuneți. Sau poate mai mult. Poate că unii vor fi despre tehnologie și unii vor fi despre spiritualitate, nu știm. Dar trebuie să acceptăm asta, că metodele vechi nu au cum să mai funcționeze. Am spus-o deja. În prezentare am și niște link-uri la ele. Un alt element care trebuie să realizăm este faptul că societatea cunoașterii este printre noi. Cu acceptarea câteva locuții de exprimare. UE vorbește despre asta din anul 2000, cel puțin, cel puțin, cel puțin, știu eu. Deci de aproape 20 de ani se vorbește despre societatea cunoașterii. Societatea cunoașterii
cel mai valoros element nu va fi cel material, nu va fi cel financiar, ci cel de a avea ca condiție, ca idee, ca creație, ca lucru nou creat de tine. Principala marfă va fi creația, cunoașterea. Cum îi pregătim de copii pentru societatea cunoașterii? Nu știu. Ce ar vrea voi despre asta? Păi, gândire științifică, nu? Abilitățile alii acestea. Gândire critică. Ce vedem acum este foarte multă trăire, foarte multă emoție, dar foarte puțină raționalitate în tot ce se întâmplă în societate, la toate nivelurile. Și la nivelul copiilor, și al profesorilor, și al părinților, și al societății, și al politicului, și așa mai departe. Ori exact asta ne